Sunt șanse mici să te trezești mâine dimineață după ce ai căzut într-un portal al timpului, într-un sat medieval. Dar dacă totuși s-ar întâmpla asta, uite niște lucruri la care să te aștepți atunci când ajungi acolo. Pentru început, este pur și simplu greu să fii un țăran medieval, însă mai bine te-ai mulțumi cu asta pentru că nu ești nevoit să fii un sclav al acelor timpuri. Așadar, nu o să fii vândut la propriu de la un stăpân la altul, însă, din păcate, nu ești tocmai liber. Rangul tău social de țăran înseamnă că nu poți să deții teren niciodată. De dragul contextului, o să spunem că deja ai o poveste și că ai trăit tot timpul în Evul Mediu. A fi țăran este un statut social moștenit, ceea ce înseamnă că și părinții tăi au fost la fel. Cuvântul țăran își are originile în trecut și ne spune multe despre prejudecățile medievale asupra oamenilor de rând care nu aveau o funcție importantă și se aflau pe treptele inferioare ale scării sociale. În Evul Mediu, foarte mulți oameni mureau încă de când erau copii, ceea ce duce automat la o speranță de viață scăzută. Însă, chiar dacă erai în timpul pubertății sau cel târziu până împlineai vârsta de 20 de ani, asta dacă nu erai călugăr sau călugăriță, cel mai probabil erai deja logodit. Dacă ai fi fost femeie până la vârsta de 20 de ani, ai fi dat naștere la cel puțin câțiva copii, chiar dacă aceștia nu ar fi locuit cu tine. În Evul Mediu, rata mortalității era mare, unul din 6 copii decedau în primul an de viață. Dacă până la vârsta de 20 de ani ai fi dat naștere la 4 copii, ceea ce nu este imposibil luând în considerare faptul că te-ai măritat la vârsta de 14 ani, cel mai probabil unul dintre ei s-ar fi născut mort sau ar fi murit la o vârstă foarte fragedă. Ambii părinți ar cunoaște durerea pe care o simți atunci când cineva drag decedează ca parte integrată a vieții de zi cu zi, dar până și femeile tinere s-au confruntat de asemenea cu o probabilitate foarte puternică de a muri în timpul nașterii. Erau șanse ca una din 10 femei să moară în timpul sau după naștere. Drept rezultat, printre adulții tineri erau mai mulți bărbați decât femei. Bărbații, pe de altă parte, au o șansă mai mare de a avea o moarte violentă. Erai obligat să faci parte din armată dacă nobilul conacului din satul tău dorea asta. Și în funcție de țara în care te aflai, războiul era cel mai probabil o parte din viața ta. Dacă te-ai afla în Marea Britanie sau Franța, probabil ai fi fost trimis în mijlocul războiului de 100 de ani purtat între cele două țări. Însă, chiar și în afara perioadelor de război, societatea în sine este destul de violentă. Orice bărbat are asupra sa o sabie sau cel puțin un cuțit mai mic. Execuțiile sunt destul de frecvente și ținute în public pentru a da drept exemplu criminalii și pe cei care complotează împotriva regalității. Pedepsa capitală era cel mai des folosită pentru hoți și mai ales împotriva celor care ofensau nobilii sau cavalerii cu rang înalt. După cum probabil te așteptai, tu ca și țăran locuiai în sat, la țară. Cel mai probabil ai o căsuță mică din chirpici cu acoperiș sărăcăcios din paie și o curte îngrădită, însă ești fericit pentru că nu ești sclav sau hoț. Casa se află undeva într-un sat organizat aparent aleatoriu unde sunt cel puțin 50 de astfel de locuințe exact ca a ta. Cel puțin nu sunt lipite unele de altele cum sunt locuințele din orașele moderne. Casele cu acoperiș de paie, care de cele mai multe ori sunt construite din pământ amestecat cu șipci de lemn, sunt ca niște capcane de foc, în special pentru că deja se află un foc arzând la gura sobei din interiorul casei, mai ales în timpul anotimpului de iarnă. Deseori, sub strașină se găsesc butoaie care colectează apa adusă de ploile abundente, care la rândul său este folosită pentru consum propriu. Butoiul care se umplea cu apă mai era folosit și la stingerea incendiilor în cazul în care acestea izbucneau. Ian Mortimer, un istoric și un romancier britanic cunoscut pentru cartea Ghidul Călătorului în timpul Angliei medievale, este sursa principală pentru majoritatea descrierilor fizice din Evul Mediu, alături de cartea Viața în satul medieval, scrisă de soții Joseph și Frances Gies. Hai să revenim la tine, întors în Evul Mediu printr-un portal al timpului. În afara satului în care te afli sunt o mulțime de câmpii formate din sute de hectare de teren arabil. Fiecare parcelă de pământ este împărțită în mod egal unde se cresc diferite legume și cereale. Poate o să cultivi și tu ori sau grâu, iar copiii tăi te vor ajuta cu muncile câmpului atunci când sunt destul de mari, în jurul vârstei de 7 ani. Până atunci, tu împreună cu soția ta va trebui să semănați pământul cu roade hrănitoare și să le cultivați la timpul potrivit. Tocmai de aceea ar trebui să fii mai recunoscător pentru tot ceea ce ai la colțul străzii de unde poți procura toate alimentele necesare.
Femeile își vor împărți timpul între sarcinile gospodăriei nesfârșite, cum ar fi îngrijitul copiilor, țesutul de haine noi cu fire de bumbac, lână sau borangic trase la război, spălatul, mulsul vacilor și pregătitul mâncării. Munca câmpului grea, cum ar fi aratul terenului de cultivat cu plugul tras de boi, este de cele mai multe ori atribuită bărbaților, însă se mai cunosc zone din Evul Mediu unde femeile văduve făceau și această treabă. Din moment ce terenul arabil pe care îl folosești este închiriat de la boierii conacelor, ei pot alege cât de multe grâne cultivate de tine trebuie să plătești ca taxă. O altă parte proastă este că în timpul sezonului recoltelor ești obligat să muncești 3 zile pe săptămână pentru boier sau ești pedepsit. Partea pozitivă este că ai o mulțime de zile libere în care să îți îngrijești propria familie, pentru că sezonul recoltelor nu este chiar atât de lung, iar în timpul sărbătorilor religioase ești scutit de munca pentru plata taxelor. Boierii obișnuiesc să adune toți sătenii și să le ofere un ospăț pe cinste atunci când este o sărbătoare importantă. Pe de altă parte, zilele religioase în care trebuie să ții post nu reprezintă o problemă, pentru că oricum dieta ta nu va conține prea multă carne. Totuși, ai putea să ai carne pe timpul iernii dacă sacrifici un animal din gospodărie. În timpul verii și al toamnei, porcii din ogradă pot să mănânce iarba din pădure dacă boierul îți acordă permisiunea, care, bineînțeles, deține și acel pământ. Chiar dacă condițiile sunt precare, cel puțin ești în viață, însă lucrurile sunt pe cale să devină rapid și mai rele. Să presupunem că după sărbătorile de iarnă, primăvara și intră în rol ceva mai târziu, iar până atunci vremea este predominată de precipitațiile ploilor reci de iarnă, iar prea multă ploaie rece distruge semințele din pământ plantate toamna, însă nu poți face nimic în legătură cu asta, așadar, înhami calul pe care îl folosesc mai mulți vecini și începi să ari cu plugul manual. Până acum, ca mulți alți fermieri din Europa, folosești un plug extrem de greu, care este eficient, însă chiar și cu ajutorul calului puternic este foarte solicitant și dificil să întorci calupuri întregi de pământ, chiar dacă acesta este umed. Inundațiile cauzate de ploile torențiale distrug pânza freatică, iar apa potabilă din fântâni este contaminată. Așadar, dacă ești însetat, nu uita să nu bei din apa fântânilor. Dacă greșești și folosești totuși apa, nu numai că te vei îmbolnăvi, ci ai putea muri datorită imunității slabe care nu face față microbilor și paraziților din fântânile contaminate care afectează toți sătenii și alimentele acestora. Nici vremea din toamnă nu este tocmai bună. Dacă plouă în acest sezon, grâul plantat după terminarea sezonului de recoltă va încolți și poate fi bombardat de grindină datorită diferențelor mari de temperatură din timpul toamnei. Recolta va fi cu siguranță slabă, ceea ce poate fi de fapt un lucru bun, pentru că este foarte multă muncă fizică pentru a procura puțin grâu pe care trebuie să îl împarți oricum cu boierul. Cu mult timp în urmă, poate că ai învățat să folosești corect o coasă, însă acum este nefolositor pentru că recolta este doar un dezastru de proporții uriașe. Probabil că ți-ai început viața cu o dietă net superioară celorlalți oameni din satul în care ai aterizat, astfel cu cât zilele de iarnă se apropie mai mult, vecinii tăi devin puțin cam geloși. Poate că nu te afli în pericol imediat ce sezonul rece începe, dar acest lucru o să se schimbe, pentru că vremea din primăvara următoare se repetă și este chiar mai rea decât în anul precedent. Se apropie data scadentă pentru chiria locului pe care îl muncești cu sârguință și, din păcate, boierului nu prea îi pasă că recolta este la fel de slabă, așadar îți va lua totul și nu va rămâne nimic pentru iarnă. Împreună cu familia ta, unde ai aterizat prin portalul timpului, locuiești într-o casă cu o singură cameră comună și o podea foarte murdară, pentru că nimeni nu are timp de curățenie. Este o gaură mare în acoperișul de paie pe care trebuie să o repar rapid, pentru că o ploaie bruscă de vară poate distruge tot ce ai în casă. Chiar dacă nu pentru mult timp, animalele sunt adăpostite în hambarul pe care l-ai improvizat lipit de casa unde locuiești. Ai câteva capre care sunt extrem de valoroase pentru că sunt o sursă nesfârșită de produse lactate sănătoase, în special pentru copiii tăi. Chiar dacă caprele nu sunt mofturoase în general, tot nu ai nimic cu care să le hrănești. Vor fi mai puține legume și cereale pentru familia ta atunci când iarna își va intra în rol. Făcând calculul, vei realiza că trebuie să sacrifici una dintre prețioasele capre. Sacrificarea animalului va asigura hrana familiei tale pentru o bună perioadă de timp, din moment ce carnea o poți pune la sare și se va altera mult mai greu. Până la începutul primăverii, câteva persoane din sat vor muri de foame, în special bătrânii. Copilul tău cel mic contactează o boală despre care nu știi nimic și pe care nu o poți trata. În cele din urmă, el moare, la fel ca ceilalți săteni neajutorați și bolnavi.
Nici tu nu te simți prea grozav, cu toate că nu vei muri așa ușor. Cu siguranță nu ai nici cea mai mică motivație să începi să ari cu plugul, însă nici nu ai nevoie să faci asta pentru că ai mâncat toate semințele și acum nu mai ai nimic să replantezi. Poate că este timpul să iei în considerare o schimbare a carierei. La fel ca majoritatea sătenilor aflați pe muchie de cuțit, împachetezi tot ce poți și fugi repede spre orașul care se află la câțiva kilometri depărtare. Totuși, este ilegal pentru un om de la sat să se mute de la moșia feudală de unde aparține, însă tu știi că dacă reziști un an în oraș fără să fii prins, autoritățile te vor considera liber și nu mai pot acționa împotriva ta potrivit legilor de atunci. Din păcate însă ești o țintă foarte ușoară pentru tâlharii care te vor scuti de toate bunurile pe care le car după tine. Majoritatea sunt luptători iscusiți, cel mai probabil foști soldați. Poți scoate sabia să te aberi, însă te vei considera norocos dacă vei fi lăsat să pleci pur și simplu, fără să dai socoteală pentru ce ai vrut să faci. În cele din urmă ajungeți în oraș unde sunteți literalmente putrezi de săraci, însă cel puțin nu sunteți singuri, recolta slabă de-a lungul celor 2 ani a împins mulți săteni din apropierea orașului să recurgă la același gest ca și tine. Mâncarea din piață este foarte scumpă și oricum nu ai nimic pe care să-l oferi în schimbul alimentelor. Furatul ar fi o mișcare proastă pentru că este pedepsit cu moartea în aceea zi în care ești prins fără drept la apel. Astfel, la fel ca ceilalți săteni sărmani, începi să cerșești alături de familia ta. Mișcați de un spirit de caritate din interior, unii oameni din clasa de mijloc, cum ar fi comercianții de mărfuri sau meșteșugarii, îți oferă din când în când câte ceva de mâncare. În cele din urmă poți lucra prestând muncă manuală în diferite domenii medievale. Chiar dacă ai fi destul de priceput în meșteșuguri, cum ar fi fierăritul, gătitul preparatelor de panificație sau dulgherie, încă nu îți poți permite o viață comodă, dar pentru un salariu puțin mai bun și o porție de mâncare, poți munci din greu să faci diferite activități, cum ar fi să muți pietrele extrem de grele pentru meșterii care construiesc o catedrală în oraș sau poți ajuta la descărcarea bunurilor pentru comercianții de diferite mărfuri. Dar orașul mai are un dezavantaj, sistemul de salubritate, care este mai rău decât în satul tău de proveniență. Ar trebui să existe legi și pedepse care să prevină aruncarea gunoaielor în stradă, însă în realitate străzile lăturalnice sunt folosite drept canalizări în aer liber, să nu mai menționăm dezgustătorul miros de excremente de șobolan de pe străzi. Odată ce foamea ajunge în oraș, la fel fac și bolile. Se practică foarte mult comerțul pe distanțe lungi, iar alături de condimente și diferite materiale de țesut își fac loc și germenii. Izbucnește o epidemie și nimeni nu poate face prea mult în legătură cu asta, în afară de a se închide în casă și să spere că virusul nu va ajunge la ei. Însă problema este că tu nu ai o casă, ești înfometat și bolnav. Viața în oraș nu funcționează prea bine pentru tine. Familia ta a contactat de asemenea aceeași boală contagioasă care a cauzat decesul copilului tău mai mic, însă poate găsi ajutor la spitalul condus de biserică și de mănăstirea de călugărițe din apropierea orașului. Totuși, ești hotărât să găsești o modalitate de a trece peste. Înainte să lovească cea de-a treia iarnă, începi să te gândești înapoi la satul pe care l-ai lăsat în urmă, care este depopulat în cea mai mare parte. Continui să mergi până la castelul unde trăiește boierul. Atunci când îl vezi, cazi în genunchi și cerșești să fii ajutat, pentru că, după cum s-a dovedit, poți fi de folos. Se apropie războiul, iar fiecare om capabil să lupte este de mare ajutor. Fiind date toate detaliile, sunt sigur că poți face legătura și o să înțelegi că o să ajungi la război. În dimineața următoare, înainte de răsăritul soarelui, mărșăluiești alături de alți oameni recrutați, care la fel ca tine nu au nicio uniformă sau armură. Atunci când ajungi la tabăra unde cavalerii și însoțitorii lor așteaptă bătălia, primești un fel de suliță care are atașat la capăt o harbaletă și un scut, care cel mai probabil este format din mai multe scânduri de lemn tăiate rotund. Însă, cel mai important este că oamenii regelui te hrănesc cu o simplă tocană făcută din terci de ovăz, cu niște legume și ceea ce pare a fi niște bucăți de carne de pui, probabil cel mai bun preparat pe care l-ai mâncat de când ai ajuns în oraș. Primești și în următoarele zile aceeași mâncare, iar cel mai probabil te gândești că viața ta de soldat nu este chiar atât de rea, dar până la urmă vine și bătălia. Te aliniezi alături de ceilalți infanteriști înaintea primelor raze ale soarelui, în spatele tău sunt o mulțime de arcași, iar în spatele lor cavaleria blindată cu armuri și tot felul de arme. Inamicii sunt în aproximativ același număr ca aliații tăi și totul arată ca o imagine în oglindă, numai că ei par să aibă armuri mult mai bune și arme pe măsura unei bătălii.
La ordinul comandanților, arcașii care sunt de partea ta lansează o ploaie de săgeți care acaparează cerul, însă replica dușmanilor nu întârzie să apară. Este greu de spus cu exactitate, însă arcurile lor par mai mari și la fel cum fac camarazii tăi, te trântești la pământ ca să te aperi și să nu te uiți în față, dar îți poți da seama după țipete că o mulțime de camarazi mor. Atunci când toate săgețile se opresc, te ridici în picioare și te alături celorlalți soldați pentru a forma un rând compact. La ordinul comandantului, începi să înaintezi în direcția inamicului, iar ei fac același lucru. Se aud doar strigăte de luptă, iar tu strângi arma puternic pentru că încă speri că vei supraviețui acestei bătălii, dar chiar atunci când ajungi față în față cu inamicul, știi că nu se va întâmpla asta și că vei muri pe câmpul de luptă. Crezi că ai vrea să încerci să iei parte la o bătălie medievală? Ne poți răspunde în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!